noastră împreună cu o parte din colegii dumneavoastră ați creat mai mult.
părăsească această unitate la unități concurente nouă pentru noastră.
rămânește cu ceva ceea ce spune acum, dar mă simt eu nu dator nici obligat, dar ca
o efervescență și la această cultură că trebuie să venim cu sori, cu hibrizi din afară de la marile firme. Mari firme care mă aduc sămânță atât de porumb și de grâu și alte culturi la prețuri aproape duble.
care nu au fost suficienți testați pentru condițiile climatice noastră. Noi, după Revoluție, încă dețineam supremația în ceea ce privește ponderea
adus un foarte bun specialist care plecase din unitatea noastră. Acesta a reușit în foarte în scurt a
rețea, o rezervă de apă în Ciocălău și avea o comportare mult mai bună. Prin lucrări specifice pe care le-a
creditate. Cum priviți dumneavoastră are
hectar. Cum se poate face? Deci, practic, producția de grâu
Solare pentru a
este nevoie, în primul rând, să asigurăm mâncare și apă. Cred că este bine să trageți mai des, să vreau
cultivată, folosită în hrana omului după orez. S-a început târziu aceste lucrări de transformare a grâului
doar 15% a și-a revenit, pe când cel transgenic 85% sunt
efecte secundare, să transmită de la sursa de la gena de rezistență care se aduce de la... Tocmai asta
Hello.
aplicarea pesticidelor în general conduce atât la poluarea solului, deci practic în timp se va schimba structura, se va degrada și solul, dar și în ceea ce privește reziduile care vor rămâne în produsul final. De aceea este recomandat să facă tratamente cât de posibil. Și de aceea iarăși rolul cercetării a ameliorării care trebuie să facă
în ceea ce privește folosirea eficientă a pământului. Da, prețurile sunt mai mici și asta pe fine.
cască unde lucrez la ea, am și pământ acolo și room.
să aducă în fața telespectatorilor noștri de la Giurgiu pe unul dintre părinții sau părintele multor de de televiziune TV Giurgiu.
pune